Ionela și Robert păreau hotărâți să-și pună secretele fără nicio rezervă. Eu sunt foarte deschisă și nimic din ce ai spune nu m-ar face să-mi schimb părerea despre tine, să știi. De că pe unii persoane poate le deranja. Da, dar este trecutul tău și până la urmă... Posibil să mai fii și în prezent, ce zic eu acum. Posibil, okay. Nu știu, okay. Dar nu vreau să-i... Momentan mă gândesc. Uite, eu n-am avut o viață super ușoară, să fiu sinceră, în perioada adolescenței mele. În fine, s-a dat cineva la mine mai în vârstă. Și nu știu, nu vreau să intru mai mult în detalii, dar a fost ceva greu, rău pentru mine. Nu, nu, pe ai intrat deja. Da. Ca dinamita de acum, lasă să se spodeze. Nu, dar oricum e, nu, oricum, nu s-a întâmplat nimic, să înțelegi. Eram, nu știu cu ce aveam oricum, eram mic, rău. Și era cineva care aveam 9 ani. Da? Și era cineva din, mă rog, din anturajul părinților mei. Evident că și în fine a venit mai aproape de mine și mi-a spus niște lucruri, era beat și așa mai departe. Ce ți-a zis? Nu intru în detalii, pe bune, nu mă simt confortabil. Cumva dar să te zbrați sau ce? Da, o chestie de genul, dar nu s-a întâmplat nimic mai mult, doar că eu, mă rog, le-am povestit după părinților și a fost cumva, mă rog. Deci cum ar veni, a fost puțin abuzată. Dar nu am fost, nu pot să folosesc. Eram șocat, la 9 ani, să vină o mașină. Da, nu pot să zic, nu pot să folosesc cuvântul abuzat, pentru că e... Na, e un cuvânt mare. Ce ți-a spus? Era... Dar nu vreau să folosesc cuvinte. Pe bune, chiar nu vreau să folosesc cuvintele. Și chestia asta ți-am zis-o, pentru că, având în vedere că suntem acum într-o relație, chiar, nu știu, aș vrea să știi și partea asta, aspectul ăsta. Poate ți se pare ceva, nu s-a întâmplat, nu m-a atins, repet, sau ceva. Nu, exact, tangenția, nu era vina ta, că aveai 9 ani. Da, da. Dacă nu aveai și acum, cât ar fi fost cineva, tu nu era vina ta. Da, dar... În fine, cumva asta cred că e una din cele mai marcante lucruri din viața mea. Deci el era prieten de familie, nu? Da, și îți dai seama că era din anturaj și avea acces, practic, la... Și erați la petrecere sau ce? Nu eram la petrecere, eram în curtea mea, unde stăteam cu ai mei și el a venit să-l caute pe tatăl meu. Tatăl meu nu era acolo pentru că, na, el având, fiind bolnav și eu mă bucur că la mine n-a fost un caz în care să mi se fi întâmplat mie ceva, să fiu atins sau să fiu... Înțelegi ce spun? Nu s-a întâmplat nimic care să mă afecteze pe mine cumva atât de mult emoțional. N-o să mint. Mi-a fost oarecum greu o perioadă să mă încred în bărbați, să-mi fac relații, pentru că nu mai vezi din același unghi bărbații. Dar câți ani avea omul? Îți dai seama că era mult mai bătrân, avea vreo 40 ceva. Păi pedofil, așa se cheamă. Da, așa se cheamă. Bineînțeles, repet, slavă Domnului că nu mi s-a întâmplat nimic mai mult, dar o pot considera o traumă. Și cum nu s-a întâmplat? Ai fugit atunci sau ai fugit? Sau ce ai făcut când nu s-a întâmplat? Păi nu s-a întâmplat, că da, am fugit de la momentul respectiv. În fine, m-a prins cumva așa de bluză. A fost pe vedea tale ca să înțeleg, te să-mi spui adevărul. Dar nu vreau să... Nu, serios, Robert, pe bune, nu mai insista. Păi da, dacă nu zici decât să spui pe jumate, asta zic, trebuie să ai curaj, nu știu, să înțeleg. Dar nu e vorba de... Nu e vorba de... A fost în trecut și nu e vina ta, tu n-ai nicio vină. Da, dar nu vreau să dezvolt un întreg subiect cu tema asta. O să treacă, oricum. M-a prins la un moment dat de bluză și... Zicea că hai să mergem să-ți arăt nu știu ce și a pus la un moment dat mâna pe mine, cumva, așa. Moment în care îți dai seama că la un moment dat am plecat, pentru că n-a, era oricum într-o stare destul de... era într-o stare de ebrietate. Și am reușit cumva, știi, să așa, dar oricum îți dai seama că m-am speriat pe moment, că chiar dacă ești copil, oricum sunt niște lucruri de care... Te sperii, îți dai seama de anumite chestii. Nu știu, ăsta cred că e cel mai mare secret pe care oricum nu îl știu oamenii. Păi și cum ai trecut peste abuzul ăsta? Ai fost la psiholog sau din asta? Da, am fost la psiholog, chiar am mers. Am mers când eram oricum mai mult, când eram acum mai mare. Pentru că mi-am dat seama că anumite chestii și neîncrederea, eu mi-am pierdut virginitatea destul de târziu și nu neapărat că... Păi asta vreau să zic, asta.
oricum cred că știai de chestia asta. Dar nu credeam. Nu credeai, dar da. Și nu neapărat, și nu am o problemă în sensul ăsta, să nu înțelegi, doar că cumva trecând printr-o experiență care poate n-a fost cea mai plăcută pentru mine, eu nu voiam, chiar nu voiam și nu-mi doream să trec, știi ce zic, să fie ceva neplăcut pentru mine, pentru că auzeam că, vai, prima dată nu-i mișto și, înțelegi, voiam să simt că, iubesc omul ăla. Acum, având în vedere că am spus eu ceva dureros pentru mine, aștept să-mi spui și tu. La mine nu e neapărat dureros, că e ceva... Hai, spune-mi. Hai că nu se uită camera pe tine. Zic eu că nu simt. De ce ai legătură cu ceva din... Doar cu mine. Ai făcut video în chat? Da! Ai fost dansator la bară. Să mai și vezi pe mine acum dansator la bară și fac un video chat. Doamne ferește! De ce ai făcut? Ha? Ce ai făcut? Nu, știi, chestii, acțiuni, nu știu. Ca între băieți, știi cum ne luăm. Zic eu dacă vreau, nu știu, mai ca între băieți. Da. Chestii care... băiat. Nu fac mai nimic acum, tu, Doamne, ești bolnav, Doamne, ferește, iartă-mă. Unde te arunci așa de party? Să zic că uneori, odată la 2-3 luni, sau odată pe lună, depinde. Asta recent, nu aveam de mult. Mai mergeai după ce luai un șpriț, o narghilea. Mai mergeai și mai te jucai. La bucănele? Da. Adică am încercat odată. Nu băgam sume din astea, că aveam noi, ne stabileam bugetul nostru, înțelegi? Ne lăsam cardul în mașină la cineva și plecam cu 100 de lei, 150 lei în portofel la noi. Mergeam acolo, nu-ți dai seama, băgam. Au fost cazuri când cu 50 de lei am scos 1500, știi? Și am un swag, mergi. Cam o lună, la o lună jumătate, sau uite, dacă mergeam în vacanță, când a fost acum în Grecia, când am plecat, iar ne-am oprit așa de caterinca, adică nu e ceva, nu pot zic independența asta, dar... Da, ai mai făcut chestia asta, nu? În total, cred că de vreo 6 ori. Acum cât timp? Când am 3-4 luni. 3-4 luni s-a întâmplat, da. Prima dată? Da, când am câștigat. Și cât ai câștigat? Păi, cred că 1500 cu 50 lei și am zis, 1500 de lei sau erai? Da, de lei, da, și am zis, mai merg eu la muncă. Dar mi-a revenit, am zis, sigur e ceva. Și apoi așa, ocazional, cred că dat pe lună, mai ieșeam, mai... Îmi pare rău că a trebuit să retrăiești. E un abuz, Ion ăla, să știi. Adică niciun copil nu trebuie să treacă vreodată prin așa ceva. Acesta este un abuz. Știu și sunt sigură că mai sunt persoane care au experimentat, din păcate, așa ceva. Eu sunt bine acum, chiar sunt foarte bine psihic din toate punctele de vedere. Am trecut peste, dar cu siguranță am simțit nevoia să-i spun, pentru că cred că mai este un oarecare bagaj emoțional pe partea aceasta și, având în vedere că sunt într-o relație cu Robert, ar trebui să știe în ce se bagă. Tu simți că ar mai fi ceva de lucrat acolo cu povestea asta? Am lucrat pe parcurs și cred că sunt vindecată, poate nu 100%, dar sunt vindecată. Dar evident că orice traumă nu vine și pleacă. Lasă oricum o amprentă. Cum au reacționat părinții tăi când le-ai povestit? Înțeleg că era un apropiat al familiei, nu? Da, mi-au luat apărarea, evident. Au luat măsurile necesare pentru a mă proteja. Și treaba asta vine tot așa din educația pe care le-o dăm părinților noștri, dar sigur, s-ar putea și tu să copiilor noștri, pardon, și tu să vii dintr-o familie unde poate că exista acea pudoare, știi, să vorbim despre lucruri dintre acestea. Și, în general, copiilor mici trebuie să le explici, ca să eviți situația de genul acesta, că zonele intime, tocmai așa se numesc intime, pentru că nu le arătăm și nu lăsăm pe nimeni să ne atingă acolo, în zonele acelea, și ca să le vină lor mai ușor, trebuie să fie totul descriptiv, să desenezi așa un cerc, da?
Și în cercul ăla cine sunt? Mama, tata, da? Cei care au grijă? Sau bunica și bunicul? Și oricine altcineva din afara acestui cerc, dacă face vreun gest spre tine, copil, să știi că nu e bine și că trebuie să ceri ajutorul. Tu ai făcut foarte bine că ai fugit, că ai plecat, că ai țipat. Știu, tocmai părinții mei m-au educat, m-au explicat anumite lucruri de mică și chiar am primit educația necesară în așa fel încât să realizez. Nu, n-am spus că n-ai fi primit tu. Doar că în multe familii, în continuare, subiectul acesta legat de sex și educație sexuală este unul tabu, din păcate. Și tot, din păcate, nu se face educație sexuală nici măcar la școală, ca toți copiii să înțeleagă lucrurile și să integreze treaba asta firesc în viețile lor. Da, uite că poate că uneori e bine să mai vorbim despre lucrurile astea la televizor, că poate mai aud unii alții. Îmi pare rău că ai trecut prin povestea asta.